ennél a szögletnél, és a vendégek az első támadásukból be is veszik előbb kapufát, találják el, aztán be is veszik Albert Honor kapuját, és akkor nézzük Chassen mire megy, jó a lövése, és mekkora gólt lő Chassen! Mekkora gólt lő Chassen a 69. percben! Hát le a kalappal, itt most ezt nem kell megkérdezzük, hogy ki lőtte, tudjuk, hogy Chassen lőtte. Hatalmas, hatalmas gól, összefoglalóba illő gól, egy könnyelműen eladott labda Takács részéről, egy felkínált lehetőség a falticseni légiós és középcsatárnak, aki néhányat igazít. Un gol superb, marcat de Taxin, cred. Să vedem, să se întoarcă, au aceeași frizură Taxin și cu Gula. Nu știu care din ei. Ajunge. Vedem acum din nou o situație bună pentru Rozava, pasă foarte bună spate apărării, iar șansă, șut și 1-0 pentru Rozava. Deschidere de scor, numărul 3. Da, din nou l-au scăpat jucătorul Miroslavei și i-a marcat Frank Taxim. Un șut.
Dar presiune, atât, atât, atât! Și două! Ő közbelépését követően ítélte a játékvezető, itt is egyik másikat zavarja az ellenfétő, a Chassen. Chassen tovább sarokkal, jó Wilfried, jó segített középre. Gaură iar în spatele apărării, n-a știut Taxen, care a putut devia acolo. Bine apare și portarul Kindriș. Minutul 39, să notăm acest moment. Taxen. Se ieși omul sfălticene. Anton aleargă bine și pune presiune pe Tănăsoiu. Chassem, Frank, între doi jucători de-ai noștri, reușește centrarea. Taxen. Taxen, gaură mare. Să vedem, da, mingea ajunge la Taxen, toarce Taxen, ce control bun al valorului. Un pic și steagul din restul Peruziei, brigada dintre vii. Sunt undeva la 20 de tineri acolo. Înfrânat, din potrivă. Cei de la Huș au ținut să îi mulțumească pentru ce a făcut, pentru... Foarte melodat! Bine! Bine! Da, 3 la 1 așadar pentru Rozava în acest joc. Cine știe, poate mai se marchează. Iar 6. Pasă iarăși, iarăși gaură! Și 2 contra 1, Miroslava șansa pentru a marca. Să vedem, îl lasă să-și facă ce vrea. Incredibil. Ce rău stau pășcănerii azi. Olympiacos cu Pau Catena, cu Pau Zalipa, da? Am ajuns la Huș. Vedem prima fază. Reușește să marcheze și ea. 3 la 1 așadar pentru Rozava în acest joc. Cine știe, poate mai se marchează. Iar o șansă bună, pasă și câte... Pasă iarăși, iarăși gaură. Și 2 contra 1, Rozava șansa pentru a marca. Să vedem, îl lasă să-și facă. De pântea. Mateciuc este încă în afara terenului, foarte bine se apără Cojocaru pentru moment. Song în fața lui Chassem, această repriză secundă, însă nimic notabil și periculos. Frank Chassem, Frank Chassem intră pe lângă Song, intervine însă foarte bine. Să asistăm oare la o revenire de senzație, cine știe, greu de crezut dacă joacă Pașcani în ritmul ăsta, mai ia vreo 3 astăzi. Iar scapă Rozava acolo, uitați ce gaură, incredibil, incredibil. Unde Foris pasează în stânga, Frank Chassem îl păcălește pe Andrei Curpă, Modibo. A fost o minge aruncată întâmplător acolo spre Ovidiu Toma.
Frank Chassen. És akkor már is Chassen kerül helyzetbe. Gyakorta látható megoldás lett belőle. Gyorsítanak Chassen a szélen, ott van mellette Wilfried, nem vele játszik tovább, hanem egy másik társal, és nem volt ez egyáltalán veszélytelen. Kiáltják a padról, hogy kapura kellett volna ezt lőni. Én is így látom. Nistor și acum Song, sare Enciu mai bine, sare Enciu de fapt că Song nu a făcut acest lucru. Frank Chassem trimite în careul nostru! Oh, ce ocazie pentru cei de la Fălticeni, a fost pătrunderea foarte impetuoasă a lui Frank Chassem în partea stângă a atacului fălticenean. Și kapott még néhány percet, 3-4 alkalommal, de most nézzük, hogy mit tud Chassem kezdeni a labdával. Nagyon-nagyon jó. Bine apare și portarul Kindrish. Minutul 39, să notăm acest moment, însă mă opresc pentru că Marco Enciu intră în careul nostru, l-are în față pe... Negyed órát követően teljesen egyenlő erők csatája zajlik. Nyilván, hogy ha mondhatok ilyet, a... egy jó... Thank you.